Bine v-am regăsit, dragi cititori, la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul acestei frumoase campanii de sărbători. Dăruiește o carte, dăruiește o parte din tine, campanie inițiată de editura Herald. După cum știți și după cum v-am mai spus, toate materialele, toate interviurile cu invitații noștri dragi, cu colaboratorii noștri care ne-au fost alături pe parcursul acestui an, le veți găsi pe pagina oficială de Facebook a editurii Herald. Magia sărbătorilor ne fascinează, ne mobilizează deopotrivă pe toți și ne face să fim, mai ales în această perioadă anului, să fim mai buni, mai darnici, mai generoși, mai altruiști. Ne dorim ca și dumneavoastră, cititorii noștri dragi, să fiți alături de noi în această campanie, când ne vom juca dăruind și povestind despre titlurile preferate. Vom vorbi despre anul acesta care stă să se încheie, despre viitor și despre ce înseamnă să fii mai bun. Totodată, pentru că este până la urmă un fel de campanie joc, dăruiește o carte, dăruiește o parte din tine și fiecare invitat va dărui mai departe o carte unei persoane dragi. Vin și cu următoarea informație. În această perioadă, până pe data de 25 decembrie de Crăciun, toate titlurile din portofoliul editurii Herald au o reducere de 30%. Astăzi este alături de noi și îi mulțumim din suflet. Este alături de noi doamna Silvia Andrucovici, ucenic al maestrului Vasile Andru și de asemenea coordonator Oratio Mentis. Câteva gânduri despre 2020, despre anul ce stă să se încheie în curând și un mesaj către cititorii Herald pentru începutul de an. Bună dimineața, Sorin Lucaci, și mulțumesc mult pentru invitație. Bun găsit tuturor! Anul 2020, iată un an la care vom cugeta mult timp de acum înainte. Dacă ar fi să-l desenez, ar fi un an în alb-negru, mai curând o schiță cu accente și umbre. Pentru mine a fost un an al încercărilor. Încercare este un cuvânt pe care l-am găsit în cartea Istorie și taine la Muntele Athos de Vasile Andru. Când acesta îi face o vizită unui părinte îmbunătățit de la Muntele Athos, părintele Dionisie de la Colciu, și îl întreabă de sănătate. Părintele Dionisie îi răspunde foarte frumos: sunt bine, mulțumesc, mă mai încearcă Dumnezeu din când în când cu o răceală. Iată un sens pe care noi, în mod obișnuit, nu-l dăm cuvântului încercare, a te încerca Dumnezeu cu o răceală. Un paradox, o ghicitură, ce poate fi? Este practic o formă de neuitare de Dumnezeu, o formă de oprire din rutină, o formă de oprire din rostogolirea inconștientă spre entropie, o formă de conștientizare, să fim atenți la faptul că suntem muritori. Poate o verificare, o verificare a viului, a virtuții. Acest cuvânt are vreo 10 sensuri în dicționar, dar am reținut ca și emblematice pentru anul 2020 două sensuri, verificare și cumpănă. Verificare a calității noastre de ființe vii, de ființe umane, iar la cumpănă mă gândesc mai curând la sensul de echilibru, de reechilibrare, de greutatea aceea care ține cumpăna fântânii, care o ține în ax. Ar mai putea fi și un an al ascezei. O asceză personală, dar iată, extins acum, o asceză universală. Asceza, un cuvânt care vine din grecescul ascezis, însemnând exercițiu, antrenament. Un exercițiu asumat, practic, prin care toată planeta a aflat că dacă face un gest mic, o distanțare sau își pune o mască, poate salva semenul. Și iată, nu este numai salvator de vieți acest gest, e mai mult de atâta, eu cred că este mântuitor. Pentru că, din punct de vedere al omului spiritualizat, a pune semenul deasupra dorințelor tale, deasupra confortului tău, deasupra plăcerilor tale, este o ofrandă. Și aici mi-amintesc un cuvânt al lui Vasile Andru care spune așa: ofranda este cea mai eficientă metodă de diminuare a egoului. Folosește la ceva diminuarea egoului? Te poți întreba simplu. Da, folosește. Folosește la întărirea speciei, la întărirea umanității. Să simți că tu nu ești tu, că tu ești celălalt. Iată, este o imagine paradiziacă aproape de
metafora aceea a mielului fericit în vecinătatea lupului. Anul acesta, Biserica Catolică a evaluat ca atare această stare de asceză și pentru fidelii săi s-a poziționat într-o relație de indulgență plenară. A înțeles că omenirea se află într-un moment în care sacrificiul se situează în prim plan, în care el devine ofrandă. Și mă gândesc la filmul lui Tarkovski, Ofranda, în care un om a înțeles că prin sacrificiul său, lăsându-se pe sine să moară, va salva omenirea. Mi se pare chiar mai mult de atât în film. E un fel de târg, un fel de rămășac cu Dumnezeu, un fel de forțare a lui Dumnezeu la salvarea omenirii. Anul 2020 a cerut de la fiecare din noi un mic sacrificiu, o mică ofrandă, mult mai mic decât ceea ce a putut oferi personajul Tarkovskian. În general, când se vorbește de asceză, te gândești la nivel de individ. Dar anul 2020 ne-a învățat că și omenirea are nevoie de asceză. Intră la categoria exerciții de salvare, să le zicem. Se lărgește sensul acestui cuvânt la nivelul întregii omeniri. Și asceza este un antrenament continuu, așa cum ne învață Sfântul Pavel, care este foarte convins atunci când spune că dacă te oprești, cazi. A fost și un an al schimbărilor, al valorizării unui altceva din viața noastră, a unor sentimente, a unor experiențe, a timpului investit în autentic, în frumos, a redescoperirii propriei familii, propriei case, poate propriei țări. Cred că nu greșesc când spun că a fost și un an al recunoștinței, căci o asceză asumată te poziționează cu mintea recunoștinței față de realitate. Mintea recunoștinței. Iată, vorbesc cu conceptele lui Vasile Andru, chiar fără să-mi dau seama. Mintea recunoștinței înseamnă să mulțumești pur și simplu, fără motiv. Să mulțumești pentru soare, să mulțumești și pentru nor. Să știi că ai venit pe lumea asta cu mâna goală și pleci tot cu mâna goală. Alexandru Macedon era un personaj pe care Vasile Andru ades îl dădea ca exemplu ucenicilor săi atunci când le cultiva mintea recunoștinței. Pentru mine a fost și un an al discernerii, al cercetării unor domenii noi care nu intrau în aria mea personală de interes. De altfel, toată omenirea a citit, s-a informat, rețelele sociale au explodat de informații despre virus, vaccin, imunitate, etc. A fost anul în care eu personal am făcut distinția dintre știri adevărate și fake news. Și am învățat multe. M-am amuzat de naivități, m-am mâhnit de cei care exploatează aceste naivități. Desigur, m-am întrebat și de ce se întâmplă asta. Pentru unii a avut succes partea umbroasă, complicată, fără coerență, acea fake news-ului. Desigur, orice cunoaștere are un preț, care este însuși prețul sacrificării naivității. Acea fericire roz pe care plutește neștiutorul ca pe un norișor din epoca barocă. Și a mai fost și anul solitudinii și al introspecției. Am stat singuri, uneori în casele noastre, o vreme am aprofundat, ne-am analizat, ne-am oglindit înăuntru, introspecchio, un nou concept al lui Vasile Andru, introspecchio. Am cugetat mai mult la noi, la cei dragi ai noștri, i-am simțit mai aproape, poate, deși erau mult mai departe de noi. Izolarea ne-a unit, ne-a solidarizat. Am stat cu sufletul la gură așteptând niște vești, rugându-ne pentru cei care erau în suferință. Pentru mulți a fost și un an al pierderilor. Am pierdut oportunități, am pierdut persoane dragi, ființe la care țineam, pe care îi admiram și pe care le iubeam. Mulți am învățat din durere. Este singurul mod de învățare care nu se uită. Un mod pe care nimeni nu și-l dorește. Dar este o treaptă de maturizare. Și dacă privești și mai atent, a fost și un an al răgazului, al frânării. În practicile spirituale din arealul creștin, există o metaforă, o istorioară, în care ucenicul, atunci când o ia prea repede spre cer, este tras înapoi de picioare. Ucenicul, cel care arde etapele, dornic de evoluție. Este vorba de nepsis, de trezvie, spun sfinții părinți. Planeta a avut practic un an de răgaz, de respirație. Și sper că pentru toți, anul 2020 a fost un an trezvitor. Iar dacă n-a fost așa, v-aș invita să puneți cu toții trezvia în capul listei felicitărilor de Crăciun și de An Nou,
este ceea ce doresc tuturor prietenilor, apropiaților, râvnitorilor Oratio Mentis, editurii Herald și cititorilor săi. Un plus de trezvie și o viață împlinită printr-o practică a bunei sorți. Și iată, amândouă le găsiți din plin în cărțile editurii Herald. Mă refer aici în principal la colecția Vasile Andru, din care înțeleg că mai sunt câteva cărți, Terapia Destinului, nu? Da. Peregrin în centrul lumii. Istorie și taină la Muntele Athos. Da, și India văzută și nevăzută. Sigur, sunt cărți cu mulți cititori, chiar cărți reeditate, dar aș simți nevoia să adaug și alte cărți, nu cele din colecția Vasile Andru. Sunt cărți care m-au vindecat, optimizat și transformat de-a lungul timpului. Simbolismul corpului uman, de Annick de Souzenel, o încercare de antropologie creștină, o carte uluitoare care ne revelează chei noi de descoperire a omului. Norul necunoașterii, o carte a misticii occidentale, medievale, o carte cu autor necunoscut, cu rădăcini până la Pseudo-Dionisie Areopagitul. Meister Eckhart, tratatul de Predish Benedictus Deus, o mistică, un tratat de mistică, de o limpezime și o frumusețe cristalină uluitoare și multe alte cărți, Evangheliile Apocrife, Rumi, Alan Watts, Muntele Tăcerii al lui Kyriakos Markides, Pelerinul Rus. Da, iată, un motiv și mai mult să dăruim când avem și aceste oportunități. O carte este un dar frumos, nu numai pentru că înseamnă să ne cultivăm mintea, ba mai mult de atât înseamnă să ne și vindecăm. Cam așa le văd eu cărțile editurii Herald. Și Sorin Lucaci, și acest mesager al editurii Herald m-a invitat să dăruiesc cuiva o carte din portofoliul editurii Herald. M-am gândit la scriitorul Constantin Severin, scriitorul sucevean Constantin Severin, căruia vreau să-i dăruiesc Terapia Destinului pentru că și-o dorește foarte mult. Este o carte de referință în optimizarea și vindecarea destinului. De altfel, cărțile lui Vasile Andru și omul Vasile Andru ocupă un loc important în destinul meu personal. Și ca să vă fac poftă de o carte bună, de o carte de vindecare, aș vrea să vă citesc un mic fragment chiar din cartea Terapia Destinului, cu bunăvoința lui Sorin. Iată. Tradiția sapiențială ne învață că desăvârșirea este în noi. Ea poate fi întâi experimentată de oricine, apoi realizată de oricine. Experiența perfecțiunii este simplă. Cei care au făcut-o o singură dată măcar îndrumați au fost surprinși și încântați. Iluminarea nu e o țintă imposibilă, rezervată unor înzestrați cu daruri rare. Desăvârșirea este universală, așa cum imperfecțiunea este universală. Agitația este imperfecțiune. Oprirea agitației înseamnă oprirea imperfecțiunii. Timpul și condițiile opririi sunt spuse de îndrumător. Dar și un timp minim al opririi imperfecțiunii are efecte notabile, care se fixează prin repetare. Oceanul inconștientului este ceea ce îți apare când creierul, după 10-15 minute de stabilitate controlată, află tăcerea. Stabilitatea se consolidează prin contemplarea formelor și prin contemplarea fără forme. Perfecțiunea se află în tine. Este pe măsura ta. Nu arată nici ca Einstein, nici ca Gandhi. Desăvârșirea ta arată ca tine însuți când tu decizi o clipă să guști desăvârșirea. Și oprind agitația, oprind imperfecțiunea, trăiești acea stare nouă, curată, o secundă, 12 secunde. La măsura corpului tău. O primă revelație acestei simplități, repetată stăruitor, prelungită, mereu prelungită, repetată ritmic, zilnic, dă îmbunătățirea. Iată, cărțile Herald, niște globuri pe care cu adevărat merită să le prindeți în bradul vostru de Crăciun, în pomul paradiziac al vieții care sunteți voi înșivă. Și v-am dat și o metaforă a lui Annick de Souzenel acum. Crăciun cu bucurie, sărbător cu înțelepciune, cu trezvie și cu nepsis. Mulțumim foarte mult doamnei Silvia Andrucovici, coordonator Oratio Mentis, ucenică al maestrului Vasile Andru, că a fost alături de noi
astăzi vorbindu-ne atât de frumos, cu gânduri despre anul ce stă să se încheie, cu, spun eu, curaj, optimism și încredere pentru anul 2021. De asemenea, doamna Silvia Andrucovici, în cadrul campaniei Dorește o carte, dorește o parte din tine, dorește unei persoane dragi cartea lui Vasile Andru, Terapia Destinului, o carte cu totul și cu totul remarcabilă. Noi vă mulțumim foarte mult că ați fost și de această dată alături de noi la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Ne vom vedea, bineînțeles, data viitoare cu un alt invitat care a acceptat să intre în acest joc, în această campanie. Mulțumiri din suflet, doamnei Silvia Andrucovici. Sărbători luminate, sărbători cu bine, sărbători fericite și dumneavoastră. Și ne vom da întâlnire, cum spuneam, la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci, să aveți o zi binecuvântată și lectură plăcută. La revedere!